Vă salut din grădina urcilor. Nu mai suntem în grădină, ne-am băgat un pic în berlog. A venit iarna, cu toate că afară zilele astea este destul de cald. Vreau să vorbim în fine astăzi despre un subiect pe care vi l-am promis eu mai de mult. Și nu vi l-am promis eu, de fapt a apărut ideea din întrebările voastre. Foarte mulți m-au întrebat, vreau și eu să cultiv vița de vie, sunt din Piatra Neamț, sunt din Suceava, sunt din Brașov. Sunt din zone în care vița de vie nu are un istoric, nu are o cultură. Sunt din zone în care nu a fost raionate cultura viței de vie încă din epoca ceaușistă, să zic așa. Deci zone în care se cultivă altceva, mai puțin vița de vie. Și mă întreabă lumea, putem cultiva? Mi-e greu să răspund 100% la această întrebare, însă pot să zic, puteți încerca. Puteți încerca, fiindcă sunt cumva destul de încrezător că rezultate pot apărea și rezultate foarte bune. Asta timp cât am văzut cum rușii, cum ucrainienii cultivă vița de vie mult, mult mai la nord decât suntem noi. Au ajuns cultivă vița de vie și sub Moscova, unde există ierni temperaturi minim absolute care depășesc minus 30 grade, atunci mi este greu să cred că noi nu o să putem cultiva vița de vie în România, în zone mai puțin favorabile teoretic cultivării ei. Însă, bineînțeles, însă există aici. Trebuie, în primul rând, să știm ce condiții, ce parametri cere vița de vie, astfel încât să se poată dezvolta cât de cât normal. Și aici ar fi destul de multe de discutat, însă ca să luăm doar câțiva factori așa care sunt limitativi în creșterea și dezvoltarea viței de vie, noi ar trebui să știm următoarele lucruri. Avem nevoie, în primul rând, de un minimorum de o perioadă de 150 de zile fără îngheț. Și treaba asta, din ce am văzut eu, există cam în marea majoritatea zonelor din țară. Deci 150 de zile fără îngheț pentru a putea cultiva măcar soiurile extratimpurii. Și treaba aceasta, eu zic, se rezolvă. Deci, doi la mână, avem nevoie de un material genetic specific. Deci avem nevoie de soiuri extratimpurii, cu coacere extratimpurii și timpurie. Dacă noi mergem în zone mai puțin prielnice, deci, să zicem, Brașov, Suceava, Piatra Neamț, unde iernile, toamnele vin mult mai devreme și pleacă mult mai târziu, atunci, bineînțeles, că avem o restrângere a perioadei de vegetație și implicit avem nevoie de soiuri care parcurg toate elementele din perioada de vegetație mult mai rapid, deci de la dezmugurit până la coacerea strugurilor. În niciun caz nu avem cum să reușim să cultivăm soiuri tardive. Deci trebuie să mizăm, în primul rând, pe soiuri extratimpurii și timpurii. O să dau și exemplu din aceste soiuri. Noi, în țară, clasic, să zic așa, avem perlă de ceaba, care se zice că ar fi cel mai timpuriu soi. Și este un soi extratimpuriu. Doar că el stă mai rău, este mai slab la rezistența la ger și, bineînțeles, este sensibil la boile, este un vitez vinifera pur. Au fost create soiuri noi, hibrizi ăștia interspecifici, pe care tot vă bat eu la cap de un an de zile cu dânșii, care sunt mult, mult mai rezistenți. Și o să vă dau exemplu acum, în primul rând mie îmi place acest soi, este vorba despre Kishmish Jupiter. Un soi de origine americană, este un soi, să zic eu, cu întrebuințări universale. Este rustic, poți să obții ce vrei din trânsul. Ca să o luăm ușurel, dacă o da domnul anul, poate o să știu de la rând pe viu, anul acesta mi-a intrat mii pe rod, însă știu destul de bine din alte, de la alți viticultori. Kishmish Jupiter este un soi care rezistă la ger până la minus 27 de grade. Este un soi care este foarte rezistent la boli, deci doar când presiunea la mană și făinare este extrem de mare, se agață și de el, altfel se poate cultiva cu minim de tratamente, cu două, maxim trei tratamente, îl scoți perfect și intact. Este un soi apiren, deci și avantajele din acest punct de vedere, putem obține stafide, se obține un suc extraordinar, se obține un vin extraordinar, fiindcă are o aromă de muscat,
Însă, în același timp, are și o aromă de căpșunică, să zici, popular, sau vitis labrusca. Este un gust destul de straniu, amestec din muscat cu labrusca, însă celor mai mulți le place. Am întâlnit și unii oameni care au zis că nu le place acest gust, însă când guști o bobiță de kişmiş Jupiter, papilele gustative îți explodează și practic după el nu mai simți gusturile la alte soiuri. În fine, deci vă spuneam, rezistență la ger, rezistență la boli, gust extraordinar, universalitate, deci se poate întrebuința în diverse moduri. Proaspăt, procesat ca și stafidă, uscat, suc, compot, vin. Acest soi are coacere, perioada de coacere timpurie. Deci, din acest punct de vedere, iarăși are o natură extraordinară. În primul rând, vă spun vouă, celor care ați vrea să încercați cultivarea viței de vii în zone fără istoric, să-l încercați pe dânsul. Ok, acest soi încă nu se găsește pepinierele din România, însă încet, încet am văzut că a început să intre și în țară. Faceți un efort, eventual mergeți la moldoveni, unde v-am mai zis eu, îl găsiți, se găsește soiul și încercați să-l plantați. Acesta ar fi primul soi pe care vi-l recomand eu să-l plantați pentru a experimenta cultura viței de vii în zone mai puțin prielnice. Sunt și alte soiuri pe care o să vi le enumăr aici, merită încercate. Vostorul, un soi vechi obținut în Rusia la Institutul Potapincu, iarăși un soi timpuriu, mediu timpuriu, cu rezistență la ger până la minus 26 de grade. Galbena nou, un soi cu un gust extraordinar, muscat, foarte intens, cu rezistență la ger până la minus 26 de grade, însă coacere medie, undeva în zona Iașiului, pe la mijlocul lui august. Lora, un soi deja clasic, rezistență la ger minus 24 de grade, coacere timpurie, prezentabil, soi bulgăresc, coacere medie 20-25 august, rezistență la ger până la minus 26 de grade, super extra, coacere timpurie, rezistență la ger până la minus 25 de grade, sau Garoldu, pe care l-am arătat și eu, minus 25 de grade, rezistență la ger și coacere extra timpurie. La mine vă spuneam, 1-5 august este copt. Aceste soiuri se pot întrebuința, v-am zis, în aceste zone. Mai sunt și alte soiuri, sunt soiuri mai noi, care poate că nu o să vă spun mare lucru. Izumlenie, minus 28 de grade timpuriu, legenda sau Aladin, minus 25 de grade. În fine, material genetic ar exista mai puțin în România, însă cu puțin efort se poate aduce și planta la noi pentru cei iubitori. Pentru a cultiva vița de vii, v-am spus, în zone restrânse sau unde nu există un istoric. Însă, vă spuneam de perioada minimă de zile fără îngheț, măcar 150 de grade, 150 de zile. Însă trebuie să fim atenți și la alți factori și o să vorbim aici următorul lucru. Să avem grijă ce portaltoi folosim, fiindcă o să fac eu un filmuleț doar despre portaltoi, însă în câteva cuvinte o să vă spun de ce este important acest lucru. În producție, în România, se folosesc la autoria viței de vii doi portaltoi. Berlandere Riparia, ori Riparia Selecția Oppenheim 4 sau simplu SO4 sau Kyober 5BB. Există diferențe majore între acești portaltoi. Aș recomanda Kyoberul pentru aceste zone. De ce? Scurt, Kyoberul întârzi intrarea în vegetația viței de vii și atunci ne ajută să scăpăm de potențial înghețuri târzii de primăvară. El are un sistem radicular mai profund, se bagă, vă spuneam, deci profund în sol și atunci, practic, peste iarnă, rădăcinile lui sunt în zona rece și cumva primăvara până ajunge căldura în profunzime durează ceva mai mult și atunci intră în vegetație ceva mai târziu decât SO4 care are un sistem radicular trasant și pornește mai rapid în vegetație. Însă iarăși, avantaj și dezavantaj, pornește mai târziu în vegetație, ne poate scăpa de gerul târziu de primăvară, însă întârzi coacerea soiului respectiv care este altoit pe el. Și atunci iarăși trebuie să fim atenți având o perioadă de vegetație restrânsă,
trebuie să fim atenți ce soiuri utilizăm astfel încât să obținem și coacerea soiului până în toamnă. Vă spuneam, în funcție de zonă ar trebui să alegem soiul cu coacere extra timpurie. Bineînțeles, asta în cazul în care suntem pe vârful omul, exagerez, în fine. Dar sunt zone intermediare unde se pot coace și soiuri timpurii, poate și soiuri medii, nu o să scoac soiurile târzii. În funcție de zonă, bineînțeles. Înghețurile târzii de primăvară este într-adevăr o problemă foarte mare, nu numai în zonele Suceava, Piatra Neamț, Brașov. Problemele astea sunt peste tot în țară. Însă probabil mai accentuate sunt aceste probleme în aceste zone. Vă spuneam, cu ajutorul portaltoiului putem evita un pic intrarea în vegetație. Bineînțeles, mai pot folosi aici și fumigene, cum se folosește și în livezi pentru a scăpa de aceste înghețuri. Se poate încerca și acoperirea vițelor cu spații protejate. Folosim un solar sau o seră, bineînțeles. Lucrurile astea se folosesc foarte mult în Est, am văzut, la noi nu există absolut o cultură a viței de vii în spațiu protejat, însă ne-ar scăpa de foarte multe, foarte multe probleme acest lucru. Deci vița de vii în spațiu protejat ar trebui luată în considerare, cel puțin pentru producătorii hobby, să zic așa, sau pentru cultivatorii hobby a viței de vii, struguri de masă. Alt aspect. Chiar dacă cultivăm vița de vie în zonele menționate mai înainte, Suceava, Piatra Neamț, Brașov, încercăm să nu o plantăm la șes. La șes nu se plantează vița de vie nici măcar în zonele obișnuite, unde cultura viței de vie este obișnuită. Fiindcă, având loc inversiuni de temperatură, primăvara în principiu, aerul cald la șes urcă, iar aerul rece coboară. Este o lege din fizică, nu este nicio filozofie. Și atunci, riscurile de înghețuri târzii de primăvară la șes este mult, mult mai mare decât pe pantă, ideal. Și atunci evităm, dacă avem un teren la șes, cultivăm legume, cultivăm ce vrem noi, dar eu zic că nu prea are sens. Doar, bineînțeles, în cazul în care o cultivăm vița de vii în spațiu protejat. Da, dacă avem solar, atunci, într-adevăr, scăpăm de aceste probleme, dar în spațiu deschis nu recomand cultivarea viței de vii la șes, nici unde în țară, cu atât mai mult în aceste zone cu risc extrem de mare de revenirea înghețurilor târzii. Avem iarăși grijă pe ce sol cultivăm vița de vii. Există, bineînțeles, portaltoi care se pot folosi pe soluri ceva mai acide sau ceva mai bazice. Însă Chioborul 5BB și SO4 sunt pentru soluri neutre. Și nu prea am văzut în România nici în Est să se folosească alți portaltoi. Există, bineînțeles, vă spuneam, dar nu la noi. Portaltoi specifici altor tipuri de soluri. Deci avem grijă la sol. Dacă e sol sărăturat sau e acid, iarăși din start nu prea merită să plantăm, să încercăm. Sau venim cu amendamente, bineînțeles, încercăm să prelucrăm suprafața înainte de a cultiva. Altitudinea. Iarăși nu ne putem duce, fiindcă odată cu altitudinea, bineînțeles, și perioada aceea minimă de zile fără îngheț se restrânge undeva maxim dealului până la 400 de metri și aici, bineînțeles, e foarte relativ în funcție de influenții care le avem noi climatice, dar nu te poți duce foarte sus cu cultura viței de vii, cel puțin în România. Te poți duce în Africa, în zona ecuatorială, probabil poți urca până la 3-4 mm. Însă în România, unde avem clima temperată, să zicem, în general vorbind, mai sus de 400 de metri deja e greu să crezi că mai poți să ai șanse și succes în cultura viței de vii. Bineînțeles, iarăși, în aer liber. Când e vorba de spațiu protejat, lucrurile se schimbă și chiar merită experimentat și încercat aici. Expoziția pantei, vă spuneam mai devreme, nu cultivăm vița de vii la șes, urcăm sus pe pantă, însă expoziția pantei contează foarte mult, ideal ar fi să fie sudică sau dacă nu, sud-estică, sud-vestică.
După care estică sau vestică, nici cum nord, că vița de vie este o iubitoare de căldură, este o iubitoare de radiație solară. Dacă o plantăm pe o pantă nordică, unde radiația solară este minimă, atunci rezultatele vor fi slabe, să-i spun așa. Astea au fost câteva cuvinte pe care am vrut să le spun astăzi despre cultivarea viței de vie în zone fără istoric și vreau să vă încurajez măcar să încercați. Nu mulți butuci, bineînțeles, dar 4-5 butuci pentru început. Eu zic că merită să încercați, să experimentați și, bineînțeles, după un timp să veniți și cu feedback să ne arătați și mie și nouă celor care urmăriți acest aspect de interes, cultura viței de vie pentru struguri de masă, să veniți cu rezultate. Eu sunt sigur că v-am zis, dacă luați în calcul câteva necunoscute, soi, amplasament, teren, pot apărea rezultate foarte și foarte bune și atunci o să vedeți că când o să intre cineva în curtea dumneavoastră și va vedea un butuc de viță de vie cu niște struguri acolo unde nu este obișnuit să-l vadă, este obișnuit să vadă numai pruni sau mere sau poate chiar conifere, va rămâne profund și plăcut surprins și bineînțeles că nu va urma decât niște laude pentru acel gospodar. Deci merită să încercăm. Vița de vie este o plantă extraordinară care, dacă o îngrijești cum se cade, îți oferă și o satisfacție extraordinară. Bun, asta v-am povestit astăzi, v-am ținut un pic la taclale. Eu sper să aveți curaj să încercați, să aveți rezultate și să ne le arătați și nouă. Până la următorul filmuleț, v-am lăsat. Nu uitați să vă abonați pe canal în continuare. Și ne vedem în filmul următor. Vreau să vorbim despre Porta 2, după care probabil că o să încercăm să discutăm despre trăirile la vița de vie. Până atunci, v-am salutat!